Bună, dragii mei, numele meu este Andreea Iancu și alături de mine, cum bine v-am obișnuit, este Alex. Bine te-am găsit, Alex! Bună, Andreea! Data trecută am discutat despre începutul relațiilor și am primit o întrebare după ce am vizionat videoul de săptămâna trecută, la care poate noi nu am răspuns, sigur nu am răspuns. Alex, o să revin cu întrebarea adresată de fana noastră, prin care spunea în felul următor: există o vârstă de la care ea să nu mai simtă acei fluturi în stomac? Există o vârstă înaintată, nu vreau să dau numele doamnei, de la care să nu mai simtă că se poate atașa de cineva? E mai complicat decât la tinerețe? Poate fi un pic mai complicat decât la tinerețe, pentru că, repet, așa cum am menționat și în emisiunea trecută, în tinerețe avem tendința de a proiecta foarte multe trăiri în celălalt. În momentul în care ajungem la un alt nivel de maturitate emoțională, de dezvoltare personală, automat nu mai suntem dispuși poate să facem nici compromisuri, că tot vorbim astăzi despre compromisuri, și poate setările noastre mentale nu ne lasă să mai simțim acei fluturi în stomac. Noi venim cu un bagaj din spate și venim cu niște pretenții pe care, niște principii, ca să zic așa, pe care ni le expunem față de celălalt, și în momentul în care simțim că celălalt nu bifează nimic sau foarte puțin din ceea ce noi ne dorim, deja de la celălalt la vârsta la care suntem, atunci nu cred că o să avem parte de fluturi în stomac sau de orice altă trăire intensă. Trebuie să-ți permiți tu ție să te lași deschisă, să te lași descoperită de cel de lângă tine, indiferent de vârstă. Poți să ai fluturi în stomac și la 20 de ani, și la 15 ani, și la 80 de ani. Dar poate că acei fluturi de la 80 de ani se traduc printr-o stare mult mai profundă de recunoaștere a emoțiilor interioare față de celălalt și de a ne conecta cu celălalt. Dar nu e o regulă. Poți să simți fluturi în stomac și la 20 de ani și la 60 Putem de ani. Putem să ne îndrăgostim la orice Putem vârstă. Să ne îndrăgostim la orice vârstă, pentru că îndrăgosteala este o chestiune ce ține în primul rând de trăirea noastră personală, de trăirile noastre interioare. Dacă noi găsim omul potrivit care să trezească la suprafață acele trăiri, atunci extraordinar, nu contează vârsta, sigur. După cum spuneam și în ediția trecută, și Alex deja mi-a furat puțin startul, astăzi vorbim despre compromisuri. Când este bine să facem compromisuri, când nu este bine să facem compromisuri și cât de mult ar trebui să acceptăm compromisurile. Dar pentru toate aceste lucruri, haideți să intrăm un pic în compromis. Ce este de fapt compromisul? Cum să-l înțelegem noi? Compromisul este până la urmă o stare de a renunța la ceva care nu, pe tine nu te face în acel moment, adică tu practic te detașezi de tine însuți în momentul în care faci un compromis. Acum vorbim despre relații. Renunți la ceva, poate la un principiu, poate la o obișnuință, la un obicei, pentru celălalt. Compromisurile sunt mici sau mari într-o relație? Compromisurile mici sunt cele pe care putem să trecem, cele pe care putem să le acceptăm, cele care creează o stare, așa cum am și scris, creează o stare de confort, păstrează această stare de confort din cadrul relației, o stare de liniște, ca să zic așa, și de toleranță până la un anumit nivel, dar mai există și compromisurile mari, compromisurile dureroase, cele care nasc durere, cele care nasc suferință, și acelea clar nu ar trebui acceptate. Putem să vorbim despre fiecare parte. Tocmai asta vroiam să spun. Eu o să încep cu un exemplu de compromis mărunt, care mi se pare, din punctul meu de vedere, un compromis mărunt. Spre exemplu, la alegerea meniului zilnic cu partenerul. Poate eu nu mănânc atât de multă carne, să dau exemplu, sau poate mie nu îmi place carnea la cuptor și eu prefer la grătar. Ei, eu fac un compromis prin a-i face lui o plăcere. Eu îl consider un compromis mic. Poți să ne mai dai exemple? Da, este un compromis mic pe care nu ar trebui nimeni ar trebui să facă din țânțar armăsar dacă s-ar întâmpla o chestie de genul ăsta. Sau dacă ajungi acasă și vezi șosetele lui aruncate prin toate colțurile camerei. Tu atunci pui mânuța pe ele și le iei și le pui la locul lor. Pentru că știi că în mod normal el ar fi trebuit să facă chestia asta. Asta este din nou un compromis mic pe care îl poți accepta. Sau faptul că
tu poate nu ești de acord ca el să iasă tot la două seri cu prietenii lui la bere sau la vin sau așa. E un compromis pe care îl poți accepta, având în vedere că el nu stă mai mult de un anumit timp, da? Mai mult de o oră, două, da? Și se întoarce acasă, ok, nu beat, să da, ne înțelegem, pentru că acesta este deja un compromis mare. Adică el poate să meargă la băute cu prietenii lui, dar să nu se întoarcă acasă beat și pus pe harță. Ăsta deja este un compromis care nu ar trebui acceptat. E un compromis de la care pleacă foarte multe lucruri. Revenind la compromisurile mici, consider că în relația de cuplu noi am discutat și vom mai discuta despre acest lucru de comunicare. Putem comunica aceste lucruri fără să-l deranjăm pe celălalt? Adică, dragul meu, te rog, nu-ți mai lăsa șosetele. Exact. Putem comunica despre acest lucru fără a crea un conflict inutil. Okay. Adică fără să ne scandalizăm gratuit. Ți-ai lăsat șosetele acolo, nu cred că e un motiv de scandal. Cu toate că de foarte multe ori, multe cupluri, de la o chestie de genul ăsta, iasă un adevărat scandal, un conflict foarte mare. Și ce se întâmplă când apar conflictele? Apar jigniri, apar oamenii atacă în momentul în care un conflict se naște între ei, într-o relație. Și în momentul în care unul atacă, celălalt ce face? Se apără. Și aceea nu mai este comunicarea, acolo nu mai există. Acolo este un mic război care nu are niciun câștigător din punctul ăsta de vedere. Dacă el și-a lăsat șosetele undeva unde nu trebuia și le-a lăsat întinse prin toată casa, ăsta este un mic compromis pe care partenera poate să-l accepte. Dar și să-l discute. Să-l discute, da, și să comunice despre chestia asta și pe viitor poate omul nu o să-și mai lase șosetele prin toată casa, da. Dar nu cred că este un motiv de ceartă. Chiar nu consider că e un motiv de ceartă. Legat de aceste compromisuri mărunte, putem face compromisuri și noi să nu ne dăm seama că ele sunt compromisuri? Putem să intrăm într-o stare interioară automatizată, ca să zic așa, o rutină pe care o îmbrățișăm fără să ne dăm seama și să, de la tolera anumite lucruri din partea celuilalt, nu știu, începând cu chestii minore, poate minciuni mici sau așa, să ajungem să facem compromisuri care chiar definesc relația respectivă. Adică, efectiv, să nu ne dăm seama că, de fapt, noi trăim într-o relație de compromis și trăim, noi, practic, suntem compromiși în această relație. Pentru că noi ajungem să acceptăm atât de multe din partea celuilalt, încât asta este deja normalitatea relației, asta este normalitatea care s-a creat în interiorul relației respective. Și da, nu e ok. Pentru că dacă ajungi acolo, de fapt, acea relație este deja una toxică. E o relație compromisă. Aici vroiam să ajung că de la compromisurile mici, accept și compromisurile mari și ajungem la relația toxică. Corect. De care noi am discutat, da, deja. Toleranță versus compromisuri versus relații toxice sunt niște pași foarte ușor de bifat în multe relații și oamenii, dacă nu sunt atenți și dacă nu își comunică toate aceste lucruri unul față de celălalt, se poate foarte ușor deraia și ajunge la un alt nivel mai dureros al relației. Am vorbit de compromisurile mărunte, o să mai revenim pe parcursul discuției. Haideți să vorbim puțin de acele compromisuri mai mari. Poți să ne dai câteva exemple? Adică ce n-ar fi ok să acceptăm noi ca persoane, ca femei? Poți să fie și bărbați în situația, da, asta? Da, nu trebuie să dăm exemplu doar femei. Vorbim de o relație de cuplu care presupune un bărbat și o femeie, dar compromisuri mari, oamenii fac compromisuri de obicei atunci când intervin anumite aspecte pe care ei le consideră foarte importante și ce țin de o anumită siguranță sufletească, o siguranță materială. Să luăm un exemplu, o femeie care are doi copii și care rămâne fără job ar putea să facă un compromis în ceea ce privește relația cu soțul ei și să rămână în continuare în acea relație, chiar dacă acea relație nu este una benefică nici pentru ea, nici pentru copiii ei. Vorbim aici despre violența domestică. Acel bărbat poate să fie un tip violent care să o abuzeze din punctul de vedere fizic, să nu mai vorbim emoțional, și ea să accepte toate aceste lucruri pentru că știe că nu are unde să plece. E o temă foarte actuală. Sunt foarte multe cupluri, se întâmplă des și se întâmplă foarte, foarte, la foarte multe cupluri. Și atunci, acela este un compromis, dar este un compromis major, pentru că tu nu poți să îți distrugi fericirea, nu poți să-ți distrugi integritatea, nu poți să te îngropi
și pe tine și pe copiii tăi în esență, scuzându-te că de fapt tu nu faci acest pas de a ieși din relația aceasta din cauza copiilor sau, mă rog, datorită copiilor. Asta este cea mai mare minciună pe care ți-o pot spune, cea mai mare prostie, pentru că de fapt tu doar le oferi exemplu de cum să fii cel mai nefericit om lângă persoana respectivă și copiii ce fac, ei preiau toate exemplele și apoi le însușesc și consideră că asta va fi normalitatea. Sau poate că nu, la un moment dat ei te vor judeca și îți vor spune când vor crește de ce ai acceptat acest compromis de a sta în relație și de a lua pumn de la tata. De ce ai fost nefericită? Pentru că și noi am fost automat nefericiți dacă te-am văzut pe tine nefericită. Dar acesta este un compromis major. Alte compromisuri sunt legate de partea psihologică. Există persoane care se leagă dependent, se leagă emoțional de alte persoane. Există această dependență emoțională, da, patologică la un moment dat. Nu are nicio legătură cu rațiunile materiale, cu banii, pur și simplu tu poți să ai foarte mulți bani și să fii dependent de partenerul tău. Ambii poate să aibă foarte mulți bani și să fie dependenți unul de celălalt din punct de vedere emoțional. Și această dependență este clar una nocivă, pentru că este un compromis pentru tine. Eu pot să, în această dependență pe care o manifest, eu pot să renunț la foarte multe lucruri pentru a nu-l pierde pe celălalt. Pentru a nu, pot să accept că el mă înșală, pot să accept că mă minte, pot să accept că umblă, nu se întoarce acasă, că te miri pe unde stă, că nu petrecem foarte mult timp împreună și așa mai departe. Dar această dependență pe mine mă leagă de celălalt și nu mă face să ies și să văd cu adevărat lumina. De obicei, aceste aspecte se întâmplă în momentul în care efectiv facem orice să nu îl pierdem pe cel de lângă noi, pentru că noi simțim că suntem legați umbilical. Exact, acest lucru se întâmplă în momentul în care noi ne pierdem pe noi înșine și în momentul în care pierdem frânturi din noi cu fiecare zi pe care o petrecem alături de celălalt. Atunci când îți pierzi integritatea, când stima ta de sine este la pământ, când îți pierzi încrederea în tine, când toate lucrurile astea te bântuie și când știi clar că tu ești undeva la un nivel foarte jos și tu pe partenerul tău le vezi la un nivel foarte sus, dar nu vorbim aici din punct de vedere intelectual sau așa, ci pur și simplu din punct de vedere al puterii, în ghilimele, care s-a această putere care s-a înființat în cei doi, în relația celor doi, da, atunci tu te poți considera o persoană care trăiește o relație toxică, trăiește ceva toxic și atunci poți să faci multe compromisuri, tocmai pentru a nu-l pierde pe celălalt, pentru că știi că dacă nu accepți asta sau cealaltă, celălalt se va supăra, de acolo se vor risca conflicte, scandaluri și poate el să te... Există și acest șantaj emoțional pe care foarte mulți agresori, da, abuzatorii din relație se folosesc de el atunci când dacă nu faci cum îți spun eu, nu o să mai fim împreună, te părăsesc. Și asta are foarte mare putere asupra unei persoane care este căzută din punct de vedere psihologic, care este într-o depresie a minții și a inimii și care nu reușește să iasă din negrul ce înconjoară. Și dacă tu auzi chestia asta din partea celuilalt, tu fiind dependent emoțional de celălalt, da, clar tu vei face tot posibilul să nu ajungi acolo. Este un șantaj care se întreține, se hrănește mereu din reacțiile pe care tu le manifesti față de celălalt, pentru că tu așa cum îi răspunzi, el așa va continua să te trateze. Sunt cazuri în care, în momentul unei astfel de relații cu un compromis major despre care vorbeam, se poate ajunge și la varianta cealaltă în care, dacă îi spune persoanei că o va părăsi, aceasta vine cu replica de sinucidere. O să iau... Orice. Da. Putem ajunge la așa ceva? Da, dar de cele mai multe ori cei care folosesc acest tip de șantaj sunt chiar persoanele care încearcă să controleze situația din relație. Adică ei sunt agresorii, nu sunt victimele. De multe ori victimele chiar fac lucrul acesta, din păcate. Chiar ajung să se sinucidă sau să facă anumite lucruri pe care nu le-ar fi făcut niciodată în condiții normale. În schimb, agresorii, cei care încearcă să-i subjuge pe partenerii lor, să-i bage sub pământ, ca să zic așa, sub talpa lor, ei sunt cei care pot spune la un moment dat că se sinucid dacă nu fac ceea ce doresc ei și așa mai departe. Este o tehnică folosită, o tehnică de manipulare pe care o folosesc persoanele acestea și care dă rezultate, pentru că știm foarte bine că, de fapt, persoana căzută, persoana desconsiderată este cea care nu se poate ridica și cea care are nevoie de celălalt și va face întotdeauna tot posibilul să nu piardă acea persoană. În altă ordine de idei, putem numi un compromis
dacă într-un cuplu diferența de vârstă între bărbat sau femeie sau femeie și bărbat este foarte mare, și aici mă refer de la 10 ani în sus. Este un compromis dacă te legi de cutumele social-culturale ale zilelor noastre și dacă până atunci tu nu ai fi făcut acel lucru. De exemplu, ai avut mai multe relații care au mers, n-au mers, acum ești o persoană singură și ai ajuns la vârsta de 35 de ani, să zicem, și întâlnești un tip care are 65 de ani. Poate fi un compromis în momentul în care tu știi că nu ai acceptat, n-ai fi acceptat niciodată acest lucru acum 10 ani. Dar acum, dacă ești în regulă cu chestia asta, nu consider un compromis. Dar eu nu prea sunt de acord cu aceste relații cu diferențe colosale și astronomice de ani între ele. Chiar nu pot fi de acord. Pentru că aici intervin și diferențele de gândire. Apar diferențe de gândire, apar și multe compromisuri, că tot vorbim despre compromisuri. Aici vreau să ajung. Relațiile în care diferența de vârstă este foarte mare, de obicei cei doi nu prea sunt pe aceeași lungime de undă. Și atunci, clar, cineva va trebui să renunțe mai mult, da, pentru a egaliza toată situația, toată relația dintre ei. Și clar, vorbim deja despre un compromis. Când tu trebuie să renunți la niște lucruri în defavoarea ta pentru celălalt, clar nu este ok. Ok, poți face chestia asta, vorbim despre lucruri minore, dar eu consider că într-o relație în care diferența dintre cei doi este mai mare cu 30 de ani, să zicem, sau 25 de ani, sau poate chiar 20 de ani, se fac niște compromisuri. Să fac niște compromisuri, poate de ambele părți. Pentru că vorbim de relația de cuplu și de această diferență foarte mare între doi parteneri, de cele mai multe ori, beneficiul în aceste relații, sunt foarte sinceră și cu tot riscul de pe planetă, mi-l asum, există partea financiară. De obicei, unul din parteneri este potent financiar, iar celălalt vine și îl iubește, în ghilimele, pentru un beneficiu. Bun, dar asta este o relație tipic de troc. Nu e o relație autentică. Noi acum nu discutăm despre relații de troc. Aici vreau să te întreb dacă există compromisuri majore. Da, poți face un compromis în acest sens și să știi că tu nu ai umblat niciodată cu un bărbat mai în vârstă decât tine cu 20 de ani, dar de data asta o faci pentru că știi că el are bani, dar e practic o compromitere a ființei tale. Pentru că tu atunci când accepti chestia asta, nu doar te compromiți pe tine, dar compromiți integritatea ta, compromiți tot ceea ce urmează să fii tu ca persoană. Practic te compromiți pe tine cu totul. Știi clar că acest lucru poate te scârbește, te dezgustă, dar cu toate astea o faci. Da, e un compromis și consider că e un compromis enorm, e un compromis foarte mare. În momentul în care ajungi să faci chestia asta pentru bani, păi da, du-te și muncește, fă-ți bani singură. Corect. Și apoi te poți lega autentic de un partener care să fie pe asemenea ție, dar nu să te legi de cineva. Din start pleci cu un compromis. Cred că orice relație care pleacă din start cu un compromis de genul ăsta major, e o relație sortită pierii la un moment dat. Nu cred că va ține foarte puțin timp, sau dacă va ține, nu considerați, astea sunt relații, așa le numesc eu, relații de troc, sunt relații de bazar, în care ea intră într-o relație și trebuie să fie tot timpul aranjată, tot timpul frumoasă, disponibilă, machiată, iar el este cel care îi oferă acești bani pentru niște servicii până la urmă, pentru că astea, despre relațiile astea vorbim, exemplu pe care mi l-ai dat. Am ținut neapărat să fac acest exemplu pentru că de când e lumea și pământul există astfel de relații. Și vor mai exista. Exact. Pentru că ne apropiem de final, vreau, te rog frumos, să ne spui în felul următor. Care este rolul psihologului și dacă putem ajunge la un psiholog pentru a ne îndruma în sensul ăsta când ne dăm seama că am făcut prea multe compromisuri și nu mai putem ieși din ele? E foarte important rolul specialistului atunci când știi că ai ajuns într-un punct din care nu mai poți ieși, nu mai vezi scăpare și se întâmplă asta foarte des și atunci clar ai nevoie de un ajutor din exterior, pentru că e foarte simplu, nu poți să ieși din această relație toxică, de exemplu. Nu am puterea să fac acest pas pentru a mă debarasa de celălalt. Da, am ajuns să fac 1000 de compromisuri, am ajuns să fac să renunț la mine, chiar și la copiii mei. Sunt femei care renunță și la copiii lor pentru partenerul de lângă ele. Dar acestea toate sunt compromisuri majore și când știi clar că nu mai ai puterea să ieși din acel punct, atunci rolul psihologului este foarte important.
Important este ca tu să fii deschis să-l primești ajutorul. Să și accepti în primul rând. Și să accepti în primul rând faptul că ai o problemă. Pentru că dacă tu consideri că e normal să stai acasă cu unul care vine beat în fiecare seară și îți mai dă și doi pumni în gură și trebuie să fii și sexy și cu ciorba buză pe masă, probabil asta e normalitatea ta și pe care trebuie să o asumi fără să te plângi. Dacă tu țipi pe interior și ajungi să, nu știu, să plângi efectiv zi de zi și să-ți mănânci zilele cu asemenea relații și cu stări de acest gen, atunci clar conștientizezi că ai o problemă majoră și atunci clar trebuie să fii deschis spre a primi un ajutor din exterior. Pentru că dacă până acum nu ai ieșit din acest, nu știu, din acest război etern, e clar că nu poți să o faci singur și atunci ai nevoie de cineva care să-ți deschidă ochii. În concluzie, să acceptăm compromisurile mici, să nu facem mare tam-tam din cauza lor, dar să nu acceptăm compromisurile majore. Compromisurile care nasc suferință și care ne-ar face să renunțăm în primul și în primul rând la noi și la ceea ce suntem noi și la ceea ce ne definește. Mulțumesc foarte mult, Alex. Cu drag. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Noi așteptăm întrebările voastre, dar și anumite subiecte care vreți să le discutăm. Vă pup!